Adrian Mititelu, 54 de ani, patronul celor de la FCU Craiova 1948, este dispus să mai facă o afacere cu Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei României FCSB. Afaceristul ce conduce gruparea din Bănie a spus că nu se compară din punct de vedere financiar cu Gigi Becali sau cu Mihai Rotaru, patronul rivalei din oraș CSU Craiova, și nu ar spune nu unei oferte venite de la Roșialbaștri pentru Yassine Bahassa, 30 de ani, extrema franceză a lui FCU Craiova. La fel de uimit sunt și eu de Bahassa. În raport cu ceilalți jucători are un contract destul de, să nu zic modest, dar mult mai puțin în comparație cu alți jucători. Nu am plătit o sumă de transfer, ci, dacă nu mă înșel, doar un salariu la semnătură și o comisiune impresarului. E un jucător care nu spunea nimic. El avea o publicitate bună, jucase în Liga a doua din Franța, dar nu mă așteptam să fie atât de bun. Edi Zeljin este autorul faptei. El a adus și pe fundașul central Duarte, dar și pe Bahassa. La început a fost puțin carotat de unii și de alții că, vezi, Doamne, trebuia să luăm mari jucători, a declarat Adrian Mititelu. Dacă face o ofertă Gigi Becali, de ce să nu-l dau? Care-i problema? Eu bag 3-4 milioane, m-am săturat și eu. Eu nu mă compar financiar cu Becali sau Rotaru. Deci dacă face o ofertă, de ce să nu-l dau?